Vorbim cu un om fericit, bănuiesc, nu? După toată această perioadă. Da, dacă e doar fotbalul luat în... Păi de asta, dacă vreți putem să discutăm și despre altceva, dar o să fie un monolog al dumneavoastră. Da, nu. Pentru fotbal suntem într-o zonă frumoasă a Botoșanului. Nesperat de bine să fii pe locul 2 după 9 etape și nici jocul nu e atât de norocos, adică n-am câștigat meciuri din nu știu ce greșeli de arbitraj sau din un portar năuc sau al adversarilor noștri. Noi am pierdut vreo 4 puncte din ultimele, știți foarte bine, cu Sepsi am vreo 9-6, când puteam să avem încă 2 puncte în plus și am peste CFR Cluj și ne-a bătut Rapidul, care numai dacă nu ești, nu știu cum, nu se cheamă Brau, nu te apropie, nu te apreci la mingea aia când a dat golul primul gol Rapid. Dar asta e. Mai sunt și de astea, ca să zic așa, exact, dar exact. Important e că a fost doar un accident de parcurs, ca să zic așa, meciul cu Rapid. În rest, echipa arată foarte bine și produce un fotbal foarte, foarte asta frumos. Asta e cel mai important lucru. Asta cred și eu. Cel mai important lucru la Botoșani, nu cum a fost a doua repriză seară. Pentru că eu, de exemplu, am fost mult mai mulțumit un meci cu CFR Cluj, nu doar de rezultat, dar mai ales de joc, față de seară, când repriza a doua am tremurat. Se întâmplă ceva în echipele mici când conduci cu 2-0 și la mat nu mai crezi că poți face, că ești, conduci meciul pe două. Aia cu scorul periculos, eu nu cred, dar până la urmă... Eu o cred. O credeți, nu? Pentru că se mai relaxează echipa, nu? Sport, exact, la face sport, jucați serie de câmp și bați primul set, se pare că e ușor, după aceea nu mai poți să te concentrezi și vezi că vine peste tine adversar, nu mai știi cum să reveni. Deci s-a întâmplat aseară, am văzut la Botoșani, echipa noastră, era o frică nebună. Eram atât de convins că măcar un gol și din prostii un național. Cum a fost asta? Interesant, la ce jucători ne propuneți filiera asta pe care o accesați? Sigur că ne-a explicat-o și Marius Croitoru cât de mult stă și se uită pe jucători, dar oricât te-ai uitat și oricât ai, nu știu, rata de reușită, mi se pare una impresionantă a jucătorilor de valoare și a jucătorilor care își pun amprenta și arată ceva. Marius are cel mai mare merit aici. Numai că eu am spus că sunt două chestiuni care cumva construiesc tipul ăsta de, să spunem așa, succes. Și toate de aparțin lui. Unul este cum îi alegi și al doilea cum îi folosești. Pentru că ați văzut cu jucătorii noștri care credeam că sunt buni, merg la alte echipe și nu mai sunt astfel de buni. Eu cred foarte mult în încrederea pe care o dăm unui jucător cu un anumit cu talent sau cu anumite virtuți. Și aici e lucru mare pe care l-are Marius, echipa și tot ce lângă Botoșani. Adică, pe lângă echipa din Botoșani. Repet, duci jucătorul nostru, Keita, care era cel mai bun la noi și ați văzut măcar la Hagi nu făcea față. Cum mă uit la Malcolm. Malcolm a pierdut pantofi în România jumătate de an. L-am adus noi și noi nici noi nu știam ce-i cu el. Credeți-mă, și intrând în jocul nostru cu stilul Marius, cu încrederea pe care o dă fiecăruia, a ajuns să devină indispensabil și el pare cel mai bun închizător din România și departe. Dar cum de i-ați pescuit pe acești fotbaliști pe care îi aruncau alții? De ce ați avut încredere să mizați pe ei? Marius îmi spune mie, Nea Valer, aduc unul, haideți să-l vedeți. Și de un filmuleț mie. Ce cu el? Eu cred că eu nu dau verdict, n-am să reștem, dar încredere, îi dau de vedere. Adul Marius, bravo. Mulți zici de-i văzut, Adul Marius, l-am văzut, e extraordinar. el îi citește, îi vede, poate să aibă ceva și în CV-ul lui, nu doar unde a jucat, ce a făcut până acum, dacă a fost un foarte bun junior, dacă a avut niște calități în tinerețe și la un moment dat îi se întâmplă ceva. Are criteriile lui și nu le dezvăluie. Nu le dezvăluie. Situația asta cât de mult îl afectează sau cât de mult? Vedem că nu îl afectează deloc până la urmă. Toată tevatura asta, discuțiile despre licență și toate lucrurile astea. Zumzetul ăsta. Nu ne afectează pentru că, sau nu îl afectează, pentru că el este un om normal la cap. Cei care discută mult de subiectul ăsta sunt mult depășiți de situație. Adică insistăm pe un subiect și federația a căzut într-o plasă acolo, Comisia Centrală, încercând să pun niște, așa spunem, botnițe unor antrenori care au, când au licența pro și au licența, care încă insistă pe prostia asta. Fără îndoială că
trebuie să avem școală, fără îndoială că instrucția și școala este cel mai important lucru în formarea unui, eu știu, vocitiv de profesie. Eu cred în asta. Dar nu înseamnă că licența pe care o are Marius îi vine din nicăieri și faptul că n-a reușit licența pro să nu-i dai voie să vorbească. Până la urmă știți cum e, noi ne punem în privat, ne punem manageri pe care credem că sunt buni. Să știți că la o multinațională poți să fii unul ales sau la o companie mare din țara asta românească sau străină, poți să spui un manager care are, să spunem, și niște chestiuni de flair, de feeling, de nativitate. Bineînțeles, puse cu niște, cu o școală adecvată care să-i ordoneze. Și Marius are ceva special în el, a făcut, a învățat fotbal, a trăit doar în fotbal, n-a obținut această licență, pentru că nu cred că este obligatoriu să ai licența pro ca să fie un antrenor bun. Și mai ales un antrenor ca el, care se vede că echipa nu că e pe locul 2, dar echipa joacă fotbal, produce fotbal, încearcă să facă fotbal. Da, da, din punctul meu de vedere aveți dreptate și toate comparațiile alea cu dai unui pilot care știe să conducă un ane, dai un avion, n-au nicio... No, aici nu te joci cu viețile oamenilor, până la urmă te joci cu banii și investițiile noastre. Aveți dorința de a numi un om în care aveți încredere? Se dovedește că aveți dreptate și mai departe toate discuțiile. Sigur că lucrurile trebuie puse la punct și trebuie să existe școală, cum spuneți dumneavoastră, dar cred că federația are cu totul și cu totul alte probleme mai importante acum de rezolvat, inclusiv cu situația jucătorilor români care sunt mult dezavantajați versus jucătorii străini, cu toate lucrurile astea care sunt vin peste noi în fotbalul românesc. Nu, da. Problema croitorul Iosif sau e cea mai importantă. Păi mai are unii croitorul. Văd că ăsta păi n-a scăpat. Cred că Iosif nu scapă. Schimbă ăsta. Credeți că schimbă? Schimbă. Păi ce de la Rapid merg pe mâna lui, necondiționat. Să dea Dumnezeu, dar nu văd cum se numește. La Rapid e multă umoare, mult război de ăsta al declarațiilor sau oamenilor. Sper să fie ceva să-l schimbă, dar dacă mai iau o bătaie, eu schimbă. Păi are susținerea fanilor cel mai mult Mihai Iosif acolo. Și... Mai ales că este și un mudic cu arma la picior, înțeleg. el e din filmul ăsta, adică nu mă pot să-l uit. Da. Ați ajuns să visați la ceva cu adevărat important? Să fiți campion, poate? Nu chiar. Este exagerat, nu? E dimineața. Vorbim de ora 11. Vă mai întrebăm diseară. Puneți-mi de Onghenda, nu puteți să puneți, să-l păcăliți că joacă cu Dinamo, cu FCSB, cu Rapid, de etapă de etapă? Că mi se pare că e altul în meciurile astea în care, nu știu, simte el adrenalină, miză, simte... E altul de vreo lună de zile. Păi și care e explicația? Nu, cred că poate că a înțeles, poate că s-a întâmplat ceva în mintea lui să devină ceea ce el vrea să fie, să-și rezolve viața de aici încolo. La Botoșani nu se rezolve ca și nivel financiar, dar dacă el, așa cum îl folosește Marius, cum îl înțelege și cum echipa îl prețuiește și tot ce face el, sper să prindă echipă bună după aceea cu bani mulți. Și asta vrem. FCSB nu intră în calcule. Nu. Nu în România. A spus atât de hotărât încât nu vine o întrebare în continuare. Categoric. Nu, România nu rămâne, sigur. El vrea bani și are dreptate la tot ce crede el despre fotbal și despre el și eu îl susțin 100%. Repet, dacă nu o să câștig nimic, eu ca și club, poate câștig până în iarnă sau până în vara viitoare mai multe pase și mai multe goluri date de el și de munca lui. Deci câștig echipa și măcar știu că acest fotbalist extraordinar, minunat copil, a făcut ceva frumos în viața lui. Da. Mai aveți un produs bun de vândut? Pentru iarnă sau pentru vara viitoare? Pe mine nu mă interesează, dar FCSB, CFR, Craiova ar putea să fie interesate. Da, să știți. Sunt cei doi brazilieni care încă n-au apărut, pentru că vorba lui Marius, dacă îi spui up, el vine la tine. Adică, înțeleagă tot ce vrea Marius să-i explici în limba engleză. Dresaj? Multe lucruri pe care trebuie să le înțeleagă ca și joc. Știți, nu altfel de fotbal. Și
siguranță sunt doi talentați, trei copii excepționali, se vede, doi brazilieni și încă unul în Austria, care nici nu s-au jucat. Cu acte, cu tot ce facem pe acolo, în fine. După care Malcolm, în juma, cum îi spune lumea. Da. Care, mijlocaș, închidere, bun, tare. Să vedem. Pap, Portaro, care e important, Racovițean, important. Dar acum nu niciun de vândut până ne-am discutat. Am înțeles. Da, întrebarea lui Remus aș pune sub o altă formă, dacă, mă rog, nu să vă gândiți neapărat la titlu, dar să schimbați așa din mers obiectivul și ambițiile și automat să, nu știu, să încercați să păstrați un nucleu de jucători. Credeți că e greu schimbat obiectivul? Credeți că eu nu vreau să țin jucătorii ăștia? Da, ca un tren de mare viteză, nu opresc în orice stație. Am nevoie de ei, dar jucătorii ăștia ai mei, e clar că eu pe 2 ani, 3 ani și sunt convins că dacă aș avea puterea, starea, eu știu, conjunctura să mă lupt la campionat, o să o fac cu toată dărnicia și toată puterea și jucătorii să rămân la mine. Deocamdată lucrurile sunt, cum să spun, în construcție, pentru că e ușor să urci, este formidabil de greu să ridici. Și asta este apanajul marilor echipe. Să știi să-ți menții jocul, să știi să menții rezultatul, să știi să câștigi fiecare joc. Pentru că noi am motivat cu echipele mari. Acum avem vreo 8 meciuri cu echipe cumva mai slab cotate. Da. Tot vedem pe ecran imagini cu Nocturna stinsă. Cum ăsta e momentul? V-ați temut că o să câștigați la Masa Verde? Ca să zic nu, așa. Mi-era ciudă că bat doar cu 3-0. Pentru că eu credeam că fac fără 5-0 cu lumina aprinsă. O să vă certe Torje că nu respectați brandul Dinamo. Ba, nu respect. Eu respect chiar respect brandul Dinamo și respect și pe Torje. Cel puțin pentru meciul de aseară. Pentru că am muncit, pentru că ați bătut și la un moment dat ne-au pus la punct ceea ce mă făcea să-mi tremure barba la fiecare atac de-al lor. Da. Domnul Boc spunea și făcea o comparație interesantă. Vedea povestea botoșanului de acum asemănătoare cu ce s-a întâmplat pe vremuri la Forestea, când toată lumea prin oraș vorbea numai de fotbal. E real? Știu că aveți ambiții și din acest punct de vedere și am mai purtat discuții și vreți să atrageți spectatori la stadion, să-i fidelizați, să fie chiar emulația asta a fotbalului prezent în cotidianul botoșenenilor. Da, e un subiect la care încă n-am reușit să iau examen de admitere. E mult de făcut, e clar că echipa ne ajută acum, ne dau subiecte și ne dă, cum să spun, energie de a vorbi despre fotbal. Și noi trebuie să venim cu o întâmpinare cu tot felul de elemente de marketing. Cel mai interesant lucru este stadionul, care sper să-l facem și aveam niște noutăți de ultimă oră și s-ar putea să fie o chestie extraordinară anul viitor să putem demara lucrurile la stadionul la Motoșani. Pe lângă el, cu echipă bună, ne putem gândi la lucruri mult și foarte frumoase. Deci există un proiect aprobat sau e doar stadiu de proiect? Nu. Noi avem acum o documentare care face primăria, un DALI. Și suntem în lista sinteză la CNI. Povestea că înțeleg că CNI-ul la un moment dat vede nevoia unei echipe și unui nord de țară în care nu este niciun stadion modern. Și poate într-un aranjament de ăsta logicii noastre normale să găsim posibilitatea și lobby să facă politicieni pentru a avea un stadion aici. Și eu am niște promisiuni. Am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnule Iftime, pentru acest dialog savuros.